Dragii mei, suntem înapoi live pe Metropola TV sau pe Mugur Mihăescu Facebook sau Mugur Mihăescu Merit sau live pe Facebook Metropola TV. Nu uitați de concursul acela cu textul Merit, la să-l trimiteți pentru vineri. Înainte de solo spot, am încercat să vedem împreună ce înseamnă o inițiativă absolut lăudabilă și făcută de o mână de oameni, nu de structuri care, aoleu, dosare, aoleu, de muncă, aoleu. Și ce înseamnă acești oameni minunați pe care îi avem în jurul nostru și despre care prea puțin vorbesc, pentru că noi așa, în politica gardului viu, care a ajuns cu tunsul aproape de rădăcină, dacă o mai aveau și pe aia, dacă se ridică câte unul, trebuie tăiat și adus, egalizat la nivele din ce în ce în ce mai jos. Asta ni se întâmplă, dar, din fericire, uitați-vă și voi, doar în 4 luni ce am putut să prezentăm în fața voastră ca exemplu. Și continuăm cu Gabriel, cu senzaționala inițiativă pentru împotriva risipei alimentare la nivel național și împotriva unei șanse pe care, că nu este, beneficii sunt în toate, pe tot lanțul, de la scăderea risipei până la, și acum te rog, spune-ne care sunt end-userii, ca să le zic așa. Deci, prin care, cu care ai zis că ții contact. Deci sunt organizații non-guvernamentale care au Dau mai departe programele sociale. Și asta presupune o cantină socială, un cămin de bătrâni, un centru pentru copii sau tineri, să spunem, abandonați sau preluați din familie, centre pentru copii sau tineri cu dizabilități. Okay. Câtă mâncare dați acestor oameni la ora actuală? De unde ați pornit și unde ați ajuns? Noi, un calcul, să spunem în general, se spune că 0,5 kg înseamnă o porție de hrană pentru o persoană. Dacă în 2017, să spunem, am colectat 57 de tone, anul trecut am reușit, vorbesc de București acum, am reușit să colectăm 1352 de tone. De la 57? Da. În 4 ani. 1352. Da. Wow. Dar deja în spate vin băncile regionale care cresc și ele cantitățile. Noi la București, din iulie 2017 până acum, am strâns peste 3400 de tone de. Care crezi tu că este la ora actuală optimul pe care ar trebui să-l aibă țara, așa cum știi cifrele, știi în general consumul, care ar fi optimul de strângere? Adică cam cât s-ar pierde ca să poată fi donat? Toate cifrele sunt niște statistici făcute prin comparație. Adică nimeni n-a cuantificat în România cât se aruncă cu adevărat, da? Ok. Și în material s-a vorbit, 6.000 de tone de alimente se pierd zilnic, statistic vorbind. Zilnic? Da. Asta înseamnă undeva la vreo 2 milioane de tone într-un an de zile. Încă o dată, de la cartoful de pe câmp pe care nu-l mai strânge, de la varza care rămâne toamna că nu mai are preț, sau la pepenii care acum s-ar putea să fie tot așa, că deja de soare, dacă nu i-au strâns la timp, se strică și nu mai au sens să fie recoltați, la ce se întâmplă prin depozite, la ce se strică prin magazine, la ce se strică la noi acasă în frigider, da? Despre astfel de cantități se vorbește. Dar în 2018 am fost la vecinii noștri la Budapesta, iar banca de acolo, în 2017, a strâns, deci într-un singur an, 11.000 de tone de alimente. Iar pentru mine, în 2018, când eram totuși la început, așa, a fost, dacă vreți, ca o revelație. Stai, noi suntem ca suprafață dublu față de Ungaria. Ca populație, undeva la dublu, da?
E adevărat că nivelul nostru de trai și nivelul economic este mai jos. Dar, automat, deci are 11.000 de tone există și în România. Ținta este să le găsim și să le strângem. 11.000 într-un an. Deci, asta este ținta pentru următorii 5 ani. Să reușim să găsim și să strângem acele 11.000 de tone. În ultimii ani am început să apreciez foarte mult politicile din Ungaria. M-am uitat cu multă atenție la ce se întâmplă acolo și e de uitat, e de gândit. Este de gândit. Deci am o temă foarte bună de casă. Eu nu neapărat că mă raportez la Ungaria, dar în momentul în care te duci într-o companie din România, nu poți să dai exemplu, nu știu, Italia, Elveția sau Germania, că se uită la tine urât, adică cum ne comparăm noi cu... Și atunci vii și dai un exemplu din Ungaria, din Cehia, din Polonia, care sunt... Văd că ai exemplele, pentru aia le dai cu sacou, pentru... Te-ai dus repede în Ungaria să faci o comparație, da, e foarte bună strategia asta. De fapt, nu știu dacă e o strategie, cred că e o chestie atât de omenească și de... O strategie a bunului simț, până la urmă. Bă, gândiți și voi că aveți există, ceva. Există, se aruncă, haideți să... Da. Aruncați măcar mai puțin dacă nu încercați să faceți mai mult decât atât. Da. Sunt multe companii cu care lucrez la ora. Deci noi la București am reușit să avem contract, să spunem, cu undeva la 48-50 de companii. Unele dau o dată pe an, că sunt mai mici, au o anumită, să spunem, o frecvență mai mică în ceea ce fac, dar altele le dau săptămânal. E loc de mai bine, nu? E loc de mult, mult mai bine. Adică noi, cum să spun, în fiecare săptămână contactăm câte o altă companie, începem discuții în București, dacă nu pentru București, măcar pentru provincie, pentru colegii care sunt în, nu știu, în Timișoara, în Cluj, în Oradea. În... Okay. Finanțare de unde aveți? E ca în orice ONG, munca este dublă. Într-un ciclu de producție, ai produs ceva, ai investit, ai produs, ai vândut. Ți-ai încasat niște bănuți. Și reiei ciclul de producție. Sau trăiești pe banii statului 7.000 de angajați ca să... Așa. Faci... Într-un ONG, chiar dacă tu îți faci munca bine, nu știu, într-un centru, într-o cantină, ai primit o finanțare, ți-ai făcut munca bine anul ăsta, nu ai nicio garanție că anul viitor, același finanțator, îți dă banii și poți să-ți faci în continuare munca. Și eu spun destul de des chestia asta, munca este dublă. Adică, odată, trebuie să găsesc fonduri pentru a putea funcționa, chiria unui depozit pentru alimente cu instalații frigorifică, trifazică și la costă. O mașină frigorifică e mult mai scumpă decât una simplă cu prelată. Persoanele cu care lucrezi, deci poți să beneficiezi de sprijinul unui voluntar. L-a încărcat, l-a descărcat, dar nu poți să ții gestiunea cu un voluntar. Nu poți să ai șofer un voluntar, pentru că dacă tu mâine ești programat la ora 9 să te duci în locul X, nu poți să spui, voluntar. Voluntarul n-a venit că astăzi a avut nu știu ce problemă. Deci trebuie să ai omul și să respecti un grafic. E salariat. Deci e o logistică pusă la punct care trebuie să funcționeze. În momentul în care o companie, de exemplu, vine, spune și ne ducem până la ea și s-a întâmplat și nu ne dă produsul, pe noi ne-a dat peste cap, pentru că noi poate am amânat o altă colectare din altă parte, da? Am înțeles. Deci... Și întorcându-mă la întrebare apropo de finanțare, deci noi scriem proiect și cerem bani pe linii de finanțare de la companii, în general pe zona de mediu, pentru că alea peste 3.000 de tone de care vorbesc ar fi fost 3.000 de tone de gunoi. Okay. 3 milioane de kilograme de gunoi pe care noi, prin activitatea pe care am făcut-o în 4 ani, le-am salvat. Da. Bun, și finanțarea, încă o dată, este privată, nu? Exact. Deci lucrăm doar în zonă privată. Doar cu companii. Produse de la companii, finanțări de la companii. Că mă întreb, de ce nici, nu puteți să accesați nici programe dori europene? Să, bani europeni se pot lua? Da și nu. În momentul de față nu există o linie pe care să pot să spunem. Dau un exemplu concret. Ne-ar trebui pe la bănci să luăm deja a doua mașină în
nu știu, în Timișoara, să spunem, ce praful de în, așa, nu există o linie de finanțare europeană unde să pot să primesc bani, să cumpăr, să achiziționez o mașină frigorifică pentru asta. Liniile sunt multe dintre ele pentru întâlniri, discuții, o reparație de centru. Nu vin în zona socială să te ajute cu așa ceva. Cel puțin până... Programe sociale pe care să le accesați, făcute de statul român. Nu există și acolo unde există o mică finanțare locală de 20% din ceva, te apucă nebunia când trebuie să faci raportări și pentru celelalte. A, dosare. Irtia. Păi ce să plimbe și... Nu, și să știți ăla că derupe ușa. Sunt foarte puține state din Europa care au înțeles să sprijine rețeaua de bănci de alimente, măcar cu, să spunem, niște costuri de bază. Acoperirea costurilor de bază. Chiria depozitului, combustibilul pentru mașini. Poți să faci așa, da. Uite, îți dau pentru chirie depozit, dar nu mai mult de... Îți dau combustibil de mașină, dar deductibilitate nu mai mult de... Bani să-ți achiziționezi mașină, dar nu mai mult de... Adică... Deci eu, ca să achiziționez o mașină cu o finanțare privată, am luat 6 oferte. Le-am pus pe coloană. Capacitate, la. Vine statul să-ți ceară. Nu neapărat. Dar eu am vrut să folosesc... Asta ai făcut tu. Ca să folosesc cât mai bine banul și să-i arăt respectivului că am luat o camionetă cu 4 ani garanție, nu cu 2, cu nu știu câte sute de mii de kilometri, nu știu ce. Adică la modul ăsta. Pentru că dacă noi nu ne gestionăm bine banul... La modul bunului simț, dragul meu. La modul bunului simț care, din nefericire, este... luat în derâdere. Adică nu mai există ceva de... Hai mă, nu ți este ce, hai facem și noi o combinație. Aici este țara lui combinație, lui acum ori niciodată. Ce n-am spus este că în primul an, când încă nu era nimic concret, da? A fost o asociație, am pus pe hârtie un proiect și am început să mă mișc, mi se spunea, ești nebun. În România? Așa ceva? Fugi mă de aici. Și zic, mă, dar totuși, suntem Uniunea Europeană. Hai mă lași cu chestia de trase. Zic, băi, dar uite, aceeași companie, XYZ, din Italia, din Germania, face lucrul ăsta acolo. De ce n-ar face și în România? Pentru că ăsta a fost, dacă vreți, și unul din principiile de la care am plecat. De ce un Metro, un Lider, un Kaufland, nu știu, un Unilever, Nestle, Lactalis, s-ar putea să facă lucrurile astea într-un alt stat european, și prezent în România, fie cu producție, fie doar cu vânzare, n-ar putea să facă lucrul ăsta și aici. Și am plecat. Și m-am dus și le-am bătut la ușă și uite, sunt cu tare, care vrea să facă și în România ceea ce colegii voștri din Cehia, din Polonia, din Ungaria fac deja cu banca de acolo. Deci așa am încercat să deschid ușile. Pentru că într-o companie multinațională e mai ușor de adus o procedură care există, ce vorbeam apropo de, da, de SACO. Vine procedura, există în grupul lor. E mult mai ușor de acceptat, de adoptat, așa cum eu am adus, să spunem, un model de bancă și aduc un model de activitate sustenabilă, da, de reducerea risipei, de la colegilor din grup. Și e mult mai ușor să facă pașii ăștia. Dragul meu, din nefericire, uite, ai scăpat repede de mine, pentru că emisiunea s-a terminat. Trece repede timpul când avem ce discuta și ți-am spus că o să fie o discuție relaxantă, o discuție de la om la om și de la oameni la prieteni, pentru că eu sper că cei care ne-au privit au înțeles pe deplin ce muncă duci și însemnătatea acestei bănci de alimente. Poate printre cei care ne privesc sau cei care vor vedea materialul postat pe Facebook vor distribui și prin conexiile pe care le au alte companii se vor ralia acestui concept, care este un concept senzațional. Vedeți, oameni buni, există oameni care au ceva deasupra gâtului în țara asta. Mulți, mă, mulți. Mă, și m-au și bun simț. Mă, m-au și fapte. Mă, și nu rup ușa la ora 4. Nu te pun să vii cu dosar, cu șină, cu ștampilă, hârtie ștampilată. Știi că în continuare nu ți se cere ștampilă, deși există lege. Că nu, nu, la noi nu se poate. La noi nu se poate decât cu ștampilă, că noi așa lucrăm. Înțelegi?
există posibilitate de schimbare. Cred că realizezi. Și, dar schimbarea trebuie să înceapă cu implicare. Pentru că degeaba așteptăm și ne blazăm, dragii mei, degeaba ne blazăm și mediocritatea spală cu noi pe jos, dacă inițiativa nu ia fiecare dintre voi. Aceasta a fost această emisiune și tot ce a reprezentat și oamenii, pentru că emisiunea a fost despre ei, nu despre Mugur Mihescu. Despre ei și despre voi. Asta se dorește a fi, s-a dorit a fi. Până mâine la ultima ediție, puntea aceasta de legătură prin care să vă deschidă posibilitatea de a vă implica într-adevăr în viețile voastre, de a vă începe propria renaștere. Mai avem mâine o emisiune, v-am spus. Până mâine, nu uitați, eu sunt Mugur Mihescu, iar tu, crede-mă, meriți. La revedere, pe mâine. La revedere. Elit Mezeluri cu gust desăvârșit ți-a prezentat emisiunea Meriți, gustă produse fresh într-un concept tradițional.